Salut tuturor, sunt Andy și bine ați venit la un nou videoclip și astăzi videoclipul meu nou se află în același setting în care v-am obișnuit. Probabil v-a fost dor de priveliștea asta cu biblioteca mea în spate și, ei bine, în sfârșit este finally back. Din păcate nu este back într-un mod foarte bun pentru că suntem cu toții acasă din cauza acestei crize cu coronavirusul, doar că sperăm să își revină toată nebunia asta și tot ce pot să vă zic în aceste vremuri este stați în casă și să vă spălați pe mâini și să evitați cât mai mult contact cu oamenii, pentru că asta e cel mai important. Știu că e greu să stăm în casă, e oribil să stăm în casă toată ziua, eu sunt de câteva zile în casă, simt că nebunesc, trebuie într-una să fac câte ceva și deja încerc să mă plictisesc de rutina pe care o am, doar că, e bine, o să rezolvăm noi cumva și o să trecem și peste asta și până atunci pur și simplu abuzați de Netflix, abuzați de cărțile pe care le aveți, învățați, stați cu familia voastră, este un prilej foarte bun să stăm cu familiile noastre, să vedem filmele pe care vrem să le vedem de foarte mult timp sau serialele pe care vrem să le vedem de foarte mult timp, deci din cărți pe care vrem să le citim de foarte mult timp și pur și simplu toate lucrurile astea de care ne plângem că n-avem timp să le facem. În sfârșit avem timp de ele, așa că stați acasă și faceți-le. Astăzi am de gând să vă vorbesc despre autorii pe care vreau să-i citesc de ceva timp. M-am pus și am făcut o listă de câțiva autori. Am crezut că sunt mai mulți, doar că probabil nici nu mi-au venit toți în cap, în vedere că nu vin mereu toate numele în cap atunci când faci brainstorming, doar că am o listă de 8 autori pe care chiar vreau să-i citesc și frate, întotdeauna pur și simplu haideți să-i dăm drumul. Primul autor pe care chiar vreau să-l citesc este George Orwell, sau Orwell, I don't know, engleză A. Și aici vorbesc despre clasica 1984, pe care toată lumea cred că a citit-o sau toată lumea vrea să o citească și cam toată lumea vorbește despre ea și mie mi-a atras foarte tare atenția. Încă nu știu despre ce este vorba, doar că am înțeles că este scrisă înainte de anul respectiv și totuși arată într-un fel ce s-a întâmplat în același și societatea din acel timp. Și aia mi se pare foarte interesant, sper că o să o fac la engleză, doar că în același timp nu știu în ce categorie se încadrează și nu știu dacă o studiez, doar că și dacă nu o studiez, tot vreau la un moment dat în viața asta să o citesc, pentru că pur și simplu este un mare hype în jurul ei și pur și simplu sunt, nu știu, foarte curios să văd cum este, despre ce este vorba. Asemenea, aș vrea să citesc și Ferma animalelor, pentru că am văzut că foarte multă lume o recomandă și totuși nici despre asta nu știu nimic, doar că pur și simplu aceste două cărți de la George Orwell mi-au atras atenția și chiar îmi doresc să le citesc, sper să ajung la un moment dat în viața asta să citesc ceva de la el. Următoarea autoare este Victoria Schwab, totuși de Victoria Schwab are mai multe serii, dintre care sunt traduse și la noi. A Darker Shade of Magic este tradusă la noi, editura Nemira, și mai este tradusă o serie de-a ei, ceva cu cântec. Seria cu acest cântec ne-a îmblânzit. Ambele am auzit că sunt foarte bune, de asemenea am auzit că și Vicious este foarte bună. Sunt foarte hărășit de Vicious și pur și simplu am zis că în această vară aș vrea să apuc să citesc ceva de la ea. Sper că o să reușesc, pentru că o să am foarte multe cărți îngrămădite pe vară, până începe anul al doilea, când o să am iar decizii pentru facultate și nu știu cum o să reușesc să le îngrămădesc pe toate în această vară, doar că am momentan o listă, un TBR pentru vară, sper să ajung la măcar câteva dintre cărțile de acolo. Ideea este că o să citesc ceva de la Victoria Schwab de foarte mult timp, pentru că a început să fie destul de populară în America, îmi doresc să citesc ceva de la ea și până acum, sincer, n-am apucat să citesc nimic, n-am nimic în bibliotecă de la ea, cu toate că am vrut să-mi cumpăr, pentru că n-am apucat și pur și simplu sper că până la vară să reușesc să-mi cumpăr ceva de la ea sau dacă nu, în vară să reușesc să citesc ceva de la ea, pentru că sunt foarte, foarte curios cum scrie, sunt foarte curios să văd de ce este tot acest hype în jurul ei, pentru că este un hype destul de mare, care mă sperie în același timp, doar că mă și intrigă și mă face să vreau să văd cum sunt cărțile ei și de ce este atât de plăcută de toată lumea. Următorul autor, cred că are doar o trilogie scrisă, doar că trilogia aia o văd peste tot, și acela este Neil Schusterman, care a scris seria The Ark of Sight, cred. Ideea e că prima carte din trilogie se numește Secera sau Sight, e trebuie să și la noi. Am vrut să o cumpăr, dar că nu știu ce n-am cumpărat-o. Cred că pentru că îmi doresc mai mult să o citesc pe engleză și asta este una dintre cărțile la care vreau să ajung neapărat vara asta. Efectiv, la Chain of Gold și la Carry On, astea trei sunt pe literally TBR-ul meu imediat, pentru că sunt foarte curios de ele. Doar că Secera mi-a atras atenția de, cred că mult mai bine de un an. Știu că am citit despre ce este vorba și am fost foarte, foarte curios de cum mare de gând să fac acest plot, pentru că mi s-a părut foarte interesant, acum am cam uitat despre ce este vorba, doar că mi-am des că m-a lăsat cu o impresie foarte, foarte bună plotul atunci când l-am citit și de atunci am rămas foarte curios, doar că știți cum e, vrei cartea asta, doar că mai ai alte 10.000 bibliotecă pe care nu le-ai citit, te apuci de una, după aia vin cățile pentru facultate, pur și simplu nu ai timp pentru toate, doar că sper ca la vară să reușesc să o citesc, pentru că toată lumea vorbește despre ea, toată lumea a citit-o, cred că și voi ați citit-o și pur și simplu vreau să ajung să citesc cartea asta. La următoarea autoare am chiar
chiar și o carte în bibliotecă și aceea este Virginia Woolf. Curiozitatea pentru Virginia Woolf și pentru autorul despre care am de gând să vorbesc după ea mi-a fost stârnită de toate acele locuri minunate, pentru că în acea carte se vorbea despre ambii autori și de atunci am rămas așa cu dorința să citi o carte atât de la ea cât și de la celălalt și mi-am cumpărat Valurile, pe care cred că am avut-o în ceva bibliografie pentru clasa 12 și am zis că am de gând să o citesc pentru acea materie și am început-o, după cum puteți vedea, doar că am lăsat-o foarte repede pentru că mi s-a părut destul de grea de citit și am zis că trebuie la un moment dat în viața asta să mă reapuc de cartea ei și să o citesc ca lumea și să o văd cum este ea ca întreg. Și autorul pe care vreau să-l citesc este Walt Whitman, este un poet și din nou toate acele lucruri minunate mi-a stârnit interesul pentru el, o poezie de-a lui la cursul de interpretare de texte acum de o săptămână și mi-a plăcut foarte tare și vreau de foarte mult timp să citesc volumul lui de poezii, Fire de iarbă, doar că nu vreau să-l citesc în română, vreau să citesc în engleză, nu știu când fac rost de el și problemele noastre cititorilor. Ideea este că sper să ajung la volumul lui, neapărat, poate o să studiez la facultate pentru că am înțeles că am ceva curs de poezie americană și poate acolo să studiez, sper. Dacă nu, o să încerc să ajung eu personal la cărțile lui, doar că din nou asta nu știm când are de gând să se întâmple. Am foarte multe cărți pe care îmi doresc să le studiez la facultate ca să pot să le citesc în sfârșit și mulți autori pe care îmi doresc să-i fac la facultate ca să pot să citesc în sfârșit, pentru că dacă ar fi să ne luăm după mine la câți autori vreau eu să citesc, nu aș mai ajunge aproape niciodată să-i citesc pe unii. Și de asemenea, nici timpul nu mă lasă să-i citesc pe toți și nici alte mii de cărți pe care le am în bibliotecă, pe care des le termin să le citesc, nu mă lasă să ajung la toți. Următoarea autoare pe care chiar vreau să o citesc și am tot vorbit de ea și chiar îmi doresc super, super, super tare să o citesc este Lainey Taylor. Am aici volumul al treilea, pentru că am volumul întâi și volumul al treilea din trilogia asta, nu am volumul al doilea și primul volum l-am lăsat la Cluj, pentru că am zis că o să-l citesc și apoi am ajuns la facultate și am realizat că la litere nu ai timp să citești ceea ce vrei tu, pentru că trebuie să citești ceea ce e pentru facultate și atunci a rămas la Cluj cu o carte începută și alte cărți lăsate acolo ca să le citesc, cică, pentru că nu am timp. Ideea e că vreau neapărat să citesc ceva de la Lainey Taylor, pentru că până și colegii mei de apartament îi place super mult de ea, pur și simplu tuturor le place super mult de ea și am auzit că scrie foarte fain și toți sunt fani ai acestei trilogii și pur și simplu eu nu am timp să citesc și îmi vine să mor câteodată când mă gândesc că am cărțile astea și că am apucat să le citesc și că efectiv vreau să citesc trilogia asta de 2 ani, cred, cel puțin, m-am apucat încă să o citesc, pur și simplu mă doare și sper ca vara asta să ajung să citesc ceva de la Lainey Taylor, măcar anul ăsta, nu știu, chiar îmi doresc extrem de tare să citesc ceva de la Lainey Taylor, nimic nu mi-am dorit mai tare decât asta în momentul ăsta. Este unul dintre autorii mei pe lista neapărată. Pe Stephen King am zis că îl citesc de foarte mult timp. Nici nu știu când a fost prima dată când am zis că o citesc ceva de la Stephen King și n-am apucat să citesc, n-am efectuat nicio carte de la el în bibliotecă. Doar că, pur și simplu, toată lumea laudă și eu sunt fan al chestiilor horror și el scrie literatură horror și, pur și simplu, toată lumea laudă. Și sunt curios să văd care este tot acest hype cu el, pentru că are foarte multe cărți scrise și, având foarte multe cărți scrise, bănuiesc că este un autor bun și am în vedere că și atâta lume bănuiesc că este un autor bun și cărțile lui sunt traduse la noi, chiar foarte multe. Doar că, din nou, nu am nicio carte de la în bibliotecă, nu știu când am de gând să-l cumpăr, așa că nu se știe când am de gând să-l citesc. Problemele mele. Doar că sper foarte tare să ajung la ceva de la el. Am văzut The Shining, filmul făcut după romanul lui și mi-a plăcut foarte tare și bănuiesc dacă mi-a plăcut filmul, o să placă și romanul. Doar că în același timp nu aș citi The Shining pentru că am văzut filmul și nu are rost. Doar că în același timp aș citi The Shining, că se văd diferența. Stephen King mă atrage foarte mult, de foarte mult timp. Și sper că în viața asta să apuc să citesc ceva de la el. Și ultima autoare este Jane Austen. Pe Jane Austen o am de citit semestrul ăsta și sper foarte tare să ajung la cartea ei, la Sense and Sensibility, pentru că vreau să citesc ceva de la Jane Austen de foarte mult timp. În momentul în care am aflat că avem în bibliografie ceva de la ea, m-am bucurat foarte tare și sunt foarte curios să văd cum scrie, pentru că este una dintre autoarele clasice foarte cunoscute și foarte lăudate în momentul ăsta, pentru autoarele clasice a căror opere chiar au trecut de testul timpului și dacă au trecut de testul timpului e clar că sunt opere bune și opere faine. Chiar vreau să citesc Sense and Sensibility foarte tare și o să încerc să-mi fac timp de ea, sper să fac timp de ea. Ok, aceasta a fost lista mea de autori pe care vreau să-i citesc. M-am cam repetat de-a lungul videoclipului, doar că bănuiesc că toți ați ținut două idei de aici, cam autori pe care vreau să-i citesc și că n-am timp să-i citesc, pentru că asta e problema mea majoră. Aș vrea să spuneți în comentarii ce autor v-ați dori voi să citiți. De asemenea, că aș citi vreun autor din
lista mea, vă rog să-mi spuneți cum vi s-a părut, să recomandați cartea voastră preferată de la el, dacă ați citit mai multe cărți, sau chiar cartea pe care ați citit-o. De asemenea, să dați like acestui videoclip, share, să abonați la canal pentru videoclipuri noi în fiecare duminică, să mă urmăriți pe Instagram pentru update-uri legate de canal. Am de gând să fac săptămâna asta o secțiune de questions pentru videoclipul de săptămâna viitoare, pentru că vreau să fac un videoclip destul de fun, după părerea mea, și am nevoie de voi pentru asta, așa că să fiți acolo pe Instagram la începutul săptămânii viitoare. Să puteți să fac și pe YouTube Community, o să mă gândesc. De asemenea, să vă uitați și peste celelalte link-uri din descriere. Eu sunt Andy, mulțumesc de vizionare și ne vedem data viitoare. Și să nu uitați să stați în casă. Pa!